Sfântul Petru veni pe pământ și când se întoarce în cer, cel prea sfânt îl întreabă. Ei, Petre, cum mai hălăduiești lumea noastră? Își mai aduce aminte de mine, orba? Mai că nu stăpâne. Raiul întreg este pe pământ. Bucatele s-au făcut cu toată îmbelșugarea și zidirea ta este tare veselă. Toți beau și s-o la nunt și cu mătrii, iar pe tine de multe au și uitat. Bine, Petre. Așa se întâmplă câteodată. După un alt șir de ani, Sfântul Petru ceru din nou îngăduință lui Dumnezeu ca să coboare pe pământ. Dumnezeu îl învoi, dar Sfântul Petru se întoarse curând. Cei Petri? De ce ai zăbovit așa puțin? Îl întrebă atotputernicul. Ei, Doamne, cum puteam să stau mai mult, când toată lumea e tristă și fără pic de voie bună? Ia întreg trebi pe pământ, căci este lipsă de săvârșită, de țăpă copilul în sânul maicii sale. Bine, Petre, dar de mine și mai aduc oamenii aminti, orba. Doamne, numele tău e veșnic pe buzele lor și ochii lor sunt pururi ridicați către tine și strigă, Doamne, dă-ne, Doamne, ploaie, fiți milă din noi și ne iartă greșalile noastre.